Tigru și vulpița. Într-o zi, vulpița se juca singură prin pădure când deodată un tigru a sărit de după un copac. A spus tigru, am să te mănânc. Vulpița era speriată, dar și-a păstrat calmul. Repede și-a construit un plan în gând. Îmi pare rău, domnule tigru, dar nu mă poți mânca, i-a spus ea. Și de ce nu? A întrebat surprins tigrul. Pentru că sunt foarte importantă, a spus vulpița. De fapt, sunt regele acestei păduri. Toate animalele sunt așa de înspăimântate de mine, încât fug din calea mea când mă plimb. Tigrul era suspicios. Cum pot ști că îmi spui adevărul? Întrebă el. Foarte ușor, a răspuns vulpița. Mergi în spatele meu în timp ce mă plimb prin pădure și ai să vezi cu ochii tăi ce importantă sunt. Și vulpița a plecat cu tigrul mergând în spatele ei. Curând au ajuns aproape de un cerb ce se juca în jurul copacilor. Când cerbul a văzut vulpița, nu i-a acordat nicio atenție. Dar când a văzut tigrul, a fugit în tufișuri exact cum bănuia vulpița că va face. Ai văzut? A întrebat vulpița. Cerbul acela se teme rău de mine. Mai apoi au ajuns aproape de un lup aflat la gura vizuinii sale. Din nou lupul nu a acordat nicio atenție vulpiței. Dar când a văzut tigrul ce mergea în spatele ei, a alergat în vizuină să se ascundă. Chiar și acel lup se teme de mine. Vulpea și tigrul și-au continuat drumul prin pădure. Au ajuns la marginea unui râu unde ursul pescuia. În mod obișnuit, ursul nu se teme de nimeni. Abia dacă a zărit-o pe vulpiță, dar când l-a văzut pe tigru, a sărit în apă și a înotat repede cât mai departe. Acum mă crezi? Întreba vulpița. Tigrul era complet păcălit. Și-a plecat capul și a spus. Iartă-mă, vulpițo, habar nu aveam că ești așa de importantă. De acum înainte, nu am să te mai supăr niciodată. Vulpița era tare fericită că i-a venit în minte o asemenea păcăleală.